Într-una din zile, Isus a suit într-o corabie împreună cu cinci lui. El le-a zis, haide să trecem dincolo de lac și au plecat. Pe când văzleau ei, Iisus a dormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și erau în primejdie. Au venit la el, au deșteptat și au zis, învățătorile, învățătorile, pierim. Isus a sculat, a vântul și valurile înfuriate care s-au potorit. și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, Cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și l ascultă? Amin. Haideți să ne reașezăm. Așa după cum cei ai se cunosc de ceva timp, suntem în parcurgerea minunilor Domnului nostru Isus Hristos, pentru ca să învățăm uh, din ele și să vedem ceea ce Dumnezeu ne vorbește din Cuvântul Său prin aceste uh, minuni. Astăzi am citit una dintre uh, minunile, poate cele mai cunoscute. Uh, această minune în care Domnul nostru Isus Hristos potălește furtuna, potălește valurile. Și aș vrea în cele ce urmează, în timpul acesta care ne stă înainte, fiecare dintre noi să ne frământăm cu această întrebare. Oare acele momente din viață în care Domnul nostru Isus Hristos a lucrat în ființa noastră, din fragedă copilărie, poate că l-ai rugat să te ajute la extemporal, să te ajute să înveți ceva deosebit, o limbă nouă. Să te ajute să uh, termini și să-ți iei capacitatea să intri la facultate, să te căsătorești. În care poate te-ai rugat uh, pentru acel moment deosebit în care uh, Dumnezeu a hotărât să trimită un copil în casă. Și n-ai știut ce să faci, cum să faci, de unde să iei lucrurile, unde să le începi, unde să le termini. Și te-ai dus la Domnul și ai spus, Doamne, ai tu milă, dăm un copil sănătos, ai milă și de soție. Te ai rugat pe urmă când au crescut copiii sau poate au fost situații de boală, de suferință. Ce scop au avut aceste lucruri în viața ta? Pentru ce Dumnezeu a lucrat și lucrează cu semne și minuni? Pentru ce te-a ascultat pe tine? Pentru ce m-a ascultat pe mine? De ce a întins Dumnezeu mână atunci când tu ai spus? Și știu că la capitolul acesta, fiecare familie are istoria ei, are momentele ei deosebite, pietrele ei de aducere la în care Dumnezeu a lucrat și după ce a trecut încercarea, după ce a trecut proba, n-ai putut să spui decât mulțumesc Domnului. Mai sunt în viață, uite Dumnezeu a lucrat, uite Dumnezeu a dat, uite Dumnezeu a ridicat și așa mai departe. Dar întrebarea mea este, de ce Dumnezeu a lucrat așa? De ce Dumnezeu lucrează așa, să cu și minuni? Le face pentru că din când în când trebuie să-și dovedească puterea? Le face pentru că din când în când vrea să-și arate numele și să-l proslăvească? Sau poate să fie în dreptul fiecarei minune un lucru deosebit pe care el vrea să l învețe? Am citit și foarte fugitiv, vreau doar să vă aduc aminte câteva din lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut și care noi le-am parcurs. Și am văzut că există printre toate lucrurile enumerate, așa, în istoria lor, ceva în care subliniază câte un lucru. Zice, a făcut așa pentru ca ucenicii lui să creadă în el. Și m-am întrebat, Doamne, dar se poate să stăm lângă tine și să fii tu prezent în mijlocul nostru și să ne vorbești, Doamne? Să dus cuvântul tău și e, să fie la părtășie și să fie farmic, să fie frumusețe, să fie har, cum spunem noi. Și Doamne să nu credem în mândrie. În alte e, circunstanțe scrie acolo, pentru ca să creadă în el. Și spunem, la un moment dat când a, a vindecat pe fiul acelui sus, și a întrebat în ce ceas, în ce timp, la ce moment a vindecat. Și spune, când i-au spus... Și a crezut el și toată casa lui. Altă dată se creadă mama și frații lui. Altă dată pentru că specifică Domnul Iisus Hristos că nu aveau credință, le era împietită inima. Ce vrea Dumnezeu să ne învețe cu fiecare minune? Pentru că uitându-mă la modul în care se desfășoară lucrurile, nu este nimic deosebit la oamenii aceștia, sunt niște oameni normali, la fel ca noi. Într-una dintre zile, Iisus a suit într-o corabie, într corabie, împreună cu și Lui, le-a zis, haideți să trecem dincolo de, le de uh, lac. Și au plecat. Oameni care au avut planurile lor, au avut gândurile lor. Oameni care uh, și-au făcut o viață și un trai, un business. Când n-am mai mers și n-am mai fost, și au fost acele situații în care au, acum cu domnul, nu știm ce s-a întâmplat. Femeile ne spun, nu suntem siguri, pe urmă vine domnul, se prezintă, cunosc și cu toate acestea, într-o zi, hai să mergem să pescuim. Ne întoarcem din nou la ale noastre. Au avut unde? Pentru că și-au făcut o viață și, un trai și totul este normal până aici. Normale sunt și acele situații de criză. Ascultați-mă. E normal în viața fiecărei persoane și a fiecărei familii să vină situații de criză. De câte ori nu ne-am încurajat unii pe alții, când, nu știu, vine și perioada aceasta a copilor mici și se plânge câte unul că mă, azi noapte toată noaptea n-am dormit. De câte ori n am auzit, la lasă că acum asta e perioada. O să vezi tu că trece și vine altceva. Și o tratăm ca un lucru normal. De câte ori când ne-a fost greu, din cauza examenelor, n-am spus și ceva, du-te și dă foc la școală, enervează te vorbește și dă râmul, fă ceva și să scap de ea. Și din potreaz, stai liniștit, e normală viața. Auzi, mă doare una și alta. De câte ori n-ați auzit afirmația asta, mai uită-te buletin și vezi și tu cam pe unde te afli și nu mai trebuie să te plângi. După ce te-ai uitat în buletin, zice, te duci înainte. Sunt normale situațiile de criză în viață. Și le tratăm ca atare. Dar ascultați-mă, nu sunt normale atitudinile și felul în care le gestionăm. Și nu sunt la fel. Chiar dacă situațiile de criză, situațiile de boală, vin în viața noastră, chiar dacă situațiile neașteptate, nechemate, neplanificate, vin în viața noastră, modul în care ne raportăm la ele este diferit. Și m-am uitat în textul acesta și aș vrea să subliniez două lucruri pentru noi, care vreau să ne rămână și să le luăm cu noi acasă. Identitatea noastră și credința noastră, ascultați-mă, sunt soluții în situațiile de criză. M-am uitat la modul în care Domnul Iisus Hristos se raportează și totul îl face într-un mod așa de natural. Pe când vă zleau ei, Iisus a adormit. Nu vine Domnul să spună și un pic, trebuie să aveți un pic de respect după faptul că uh, am trudit o grămadă cu voi și știți, am făcut, am predicat, am îmulțit, am... și să spun acolo toate, un pic de timp nu mă lăsați să mă odihnesc? Nu vine Domnul și să-i cerce și să spune, măi, știți ceva, voi nu sunteți ucenicii mei, vă purtați de parcă voi nu mă cunoașteți. Aveți o atitudine care nu e normală, este uh, uh, o atitudine care nu e demnă de cineva care se numește ucenic al meu. Dar el toate lucrurile le face într-un mod așa de natural și m-am întrebat, Doamne, dar de ce? Ascultați, parcă ce sec și ce, uh, așa, la un nivel foarte plan vorbește uh, autorul. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, învățătorile, învățătorile pierim. Iisus a sculat, a certat vântul și în înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Parcă era ceva normal, natural. Se ridică Domnul și ceartă lucrurile care s-au stricat în uh, modul lor de funcționare. Le ceartă, tot ce s-a rezolvat și ca și când n-a fost nimic. Ce l-a determinat pe Hristos să se boară din felul acesta? În viața noastră de zi cu zi, Adesea sunt situații multe. Chiar dacă muncim, ne străduim să ne trăim viața într-un mod în care noi spunem să placem și Domnului, dar în același timp și între oameni, să fim ceea ce trebuie să fim. Apar situații de criză în care și noi ne panicăm, la fel cum s-au panicat și ucenicii. Dar am înțeles din în Scriptură că dacă voi aduce și voi pune în viața mea și în ființa mea, așa, înaintea ochilor mei, un lucru care trebuie să ne-l amintim des, pentru că se pare că îl uităm. Identitatea noastră. Cine suntem noi? Când lucrurile se schimbă în jurul tău și se transformă, când toate lucrurile se dărâmă. Când începi să lovească valurile, când vântul bate, când furtuna se întețește, știi ți ce ține în picioare? Să îți aduci aminte că tu ești copilul lui Dumnezeu. Să-ți aduci aminte mereu și mereu că, auzi, pentru tine s-a plătit un preț. În dreptul tău un fir de păr nu cade, fără ca stăpânul să știe în dreptul tău, chiar dacă bat valurile, chiar dacă bat vânturile, chiar dacă corabia începe să se umple cu apă și ești în primejde de a pieri, trebuie să-ți aduci aminte că tu nu ești cineva care ai pornit de nicăieri, nu mergi fără o țintă specifică, nu călătorești în viața aceasta fără un scop. Nu ești în viața aceasta doar așa ca să se umple planeta aceasta și să mai fie încă unul care mai consumă aerul și apa, nu. Ești în lumea aceasta, pentru că este cineva cu o inteligentă superioară tuturor care ție toate lucrurile în mâini și de cine și pe tine și mă ține și pe mine. Și vă aduc o altă imagine, nu este din textul acesta. La un moment dat Apostol Pavel spune în că era pe mare și au fost multe zile, n-au mâncat, n-au băut și au aruncat toată încărcătura nu mai să scape cu viață. Și l-am dat și el, spunea, ne pierdusem, orice călos ne pierdusem, și el s-a inclus acolo. Și a venit Domnul și a stat de vorbă cu el. Puneți, mi Apostolul Pavel, după ce a stat Domnul de vorbă cu el, a mai fost acela sau a fost altul? Relatează Scriptura că s-a ridicat acolo în mijlocul lor și a început să intereseze și a spus, și ceva mai mult. luați și mâncați pâine, ca să prindeți un pic de putere pentru că urmează să fim puși la o altă încercare, dar niciunul nu va pieri dintre noi. Știți? Prin ce dovedim noi că suntem ceea ce ne numim sau cine ne numim? Adesea confundăm lucrurile și credem că dacă unul spune eu sunt creștin, e creștin, e al lui Hristos. Dacă eu sunt nu știu cum, eu sunt chiar așa. Mă gândeam pentru vremea aceasta. Cu anumite lucruri, zice, auzi, dacă tu te simți că ești nu știu cum, atunci a spune că ești și trebuie lumea să te trateze ca tare. Și încerca am povesteam cu ceva, și auzi, ceva, dacă eu spun că sunt președinte, mă vei trata ca un președinte? Îți zice, la asta nu merge. Dar la ce merge? Numai la ce ne convine nouă? Până la urmă, ceea ce spunem, trebuie să fie dovedit, dovedită afirmația pe care o facem. Și știți prin ce se vede, sau prin ce se dovedește identitatea noastră? Prin relația pe care o avem. Când noi spunem că suntem copii de Dumnezeu, noi trebuie să dovedim că avem o relație cu Dumnezeu. Este singurul lucru. Cine va crede și se va boteza? Cum se vede credința, frații mei? Păi știi, am avut o întâlnire într-o zi cu Domnul nostru Isus Hristos. Și ce s-a întâmplat atunci? Păi Domnul m-a curățat și m-a albit. arată -mi și mie cum. Întoarceți interiorul în exterior ca să vedem și noi cum te-a curățat Domnul. Și nu se vede. Că n-ai cum să arăți. Dar pe urmă, în fiecare zi, ne uităm la vorbe, ne uităm la fapte, ne uităm la atitudini. Toate acestea nu trebuie să aibă în spate o relație Domnul nostru Iisus Hristos vine și aduce niște argumente, niște lucruri pe care el le făcea. Și oamenii se tot întrebau, ce cu el, de ce face așa, cred că are drac, nu numai drac, ăsta e cu Domnul dracilor, lucrăm și așa mai departe. Și la un moment dat Domnul Iisus Hristos vine și concluzionează, în diferite situații. Eu spun numai ce l-am auzit pe tata spunând. Eu spun numai, sau fac lucrurile pe care le-am văzut la tata, și am văzut ce mi s-a spus, dar acestea nu înseamnă o relație? Cum mi-a spus Dumnezeu? Stând de vorbă cu El în fiecare zi, cum i-a arătat Dumnezeu? Umblând cu Dumnezeu în fiecare zi, uitându-se la Dumnezeu în fiecare zi. În viața noastră de zi cu zi, adesea, situații de criză multe, nu puține. Și ascultați-mă, lucrul acesta ne ține. Ne ține cine a spus tata. De ce a putut un Petru să doarmă liniștit în temniță? De ce? Nu-i nici confortabil, nu-i... Da, pe căldurile astea ai putea să spui că e un pic de răcoare și ești la aer condiționat. Dar nimic plăcut. De ce a putut? Și de ce? Pentru că într-o zi el a stat de vorbă cu Domnul și a zis: Domnul, zice ceva, Petre. Acum, tu faci ce vrei, pentru că ești tânăr, dar vine vremea când tu vei îmbătrâni și nu o să mai faci ce vrei. Știți ce ne ține? În tot ceea ce înseamnă partea aceasta de încercări, probleme, situații. Identitatea noastră în Hristos, pentru că ea are la bază o relație vie în care noi în fiecare zi trebuie să vorbim cu Domnul, să-L întrebăm și să ne răspundă, să ne întrebe și să-i răspundem, să ne uităm la modul în care El lucrează și în care face lucrurile și să ne purtăm la fel cum l-am văzut pe El purtându-se. Un alt lucru care l-am văzut în Scriptură și care vreau să-L aduc înaintea noastră este partea aceasta ce spune Domnul Iisus Hristos în versetul 25. Unde vă este credința. Știți, câteodată noi ne, ne supărăm așa, dacă, de exemplu, nu știu, copilul face anumite lucruri, ca să mustri, dar nici foarte tare, dar în același timp să și stârnești în inima lui o responsabilitate și o conștientizare a, a, a statutului său, știți, băi, auzi, nu te-ai purtat ca și copilul meu. De data asta, nu te-ai purtat ca și și spui numele care îl poartă. Dar Domnul Iisus Hristos nu vine și le spune așa. Nu vine și le spune și voi nu sunteți o mei, nu vă supărați. De data asta așa v a purtat de parcă nu m-ați cunoaște, de parcă nu cu voi am mai experimentat atâtea lucruri și am trecut până atâtea situații. Dar ascultați ce le spune. Unde vă este credința? Nu-i mustră pentru ceea ce sunt sau nu sunt, ci mustră și ceartă pentru ceea ce nu au. Și m-am întrebat, Doamne, dar ca ucenic al Tău, ești copilul Domnului și nu ești de azi, nu ești de ieri, ești de mult timp. Se poate să nu am credință? Se poate în viața mea de zi cu zi să dovedesc că nu am credință? Chiar dacă sunt copilul tău, chiar dacă am o relație cu tine, chiar dacă tu îmi vorbești și eu îți vorbesc, chiar dacă mă uit la tine, Doamne, chiar dacă tu m-ai călăuzit și am trecut prin atâtea situații împreună, se poate să dovedesc că nu am credință? Și răspunsul, dragii mei, este că se poate. Se poate pentru că credința nu se primește, ea se cultivă. Credința nu se primește, ea se cultivă. Aici nu vorbim de acea credință care vine în urma auzirii cuvântului și care te duce la mântuire, ci vorbim de o altă treaptă a credinței care să te pună și să te mobilizeze pentru a lucra. Ce l-a determinat pe Apostolul Pavel și pe Barnaba, fapte capitolul 13, unde Scriptura că în biserica din Antiohia erau acolo niște proroci, învățători și pe când posteau și se rugau Dumnezeu, Duhul Sfânt a zis, spuneți o parte pe Pavel și pe Barnava pentru lucrarea la care am chemat. Ce l-a determinat pe el? Să meargă într-o zonă în care n-a mai pătruns evangelia. Să meargă și să le vorbească unor oameni care nici măcar nu-i interesau și aveau ei modul lor de închinare, aveau ei Dumnezeilor, aveau ei toate zeitățile care le-au putut găsi și și măcar la cele care nu s-au gândit. Pentru că la un moment dat în călătoria lui spune Scriptura că au găsit acolo și zice pentru un Dumnezeu necunoscut. Să zic, mă, dacă cumva, asta e ceea ce înțeleg eu, în mintea lor să fie mai dacă cumva ne-o scăpa vreunul și nu-l știm, nu-l cunoaștem, hai să punem cumva și, să, și, nici ăla măcar să nu se simte lezat, și ăla să fie trecut aici. Și-o pus toate, ce l-a determinat? Că nu i-a arătat Dumnezeu nici cum arătau, vor arăta bisericile, nu i-a arătat Dumnezeu nici darurile care urmează să le pună între cei care acceptau scrip... cuvântul său, Scriptura, nu i-a arătat Dumnezeu nici minunile pe care avea să le facă cu el. Ce l-a determinat? Și ce l-a determinat? Credința. Ce determină pe unii oameni când sunt la capătul puterilor, la capătul vieții, să se poarte la fel cum se poartă când sunt în floarea vieții. Cel determină pe unul care um, se uită la obstacolul care stă înainte, la operația care urmează și așa mai departe. Să se poarte și să fie senin, să fie cu inima împăcată, să fie cu inima veselă. Cine determină pe noi să venim aici la adunare? V-a spus cineva? Cine va cânta astăzi? Cine va recita? Ce îndemnuri se vor da? Și atunci am tras concluzia că e bine și am venit? Sau este ceva mai mult? Vă spun lucrul acesta că noi trebuie să avem grijă, nu cumva credința noastră să rămână mică. Ea trebuie să crească. Dacă pentru o vreme am fost din aceea care ne-am dus la biserică pentru că ne-am legat de anumite persoane. Auzi, mă duc astăzi, cântă cu tare, predică cu tare, astăzi o să fie corul, mă duc și eu. Ce spuneți? Cel care este în postura aceasta trebuie să crească pentru că, într-o zi Dumnezeu să-l folosească pe el, ca alții să fie atinși. Sau trebuie să rămână în aceeași postură în care doar el să se ducă pentru că alții. Scriptura vorbește în Evrei, capitolul 5, partea finală, și apoi începe și în capitolul 6, puțin, și spune așa. Că între voi, zice, voi care de mult trebuia să fiți, să fiți oameni folosiți de Dumnezeu pentru alții, să fiți învățători. Știți unde ați rămas? Voi ați rămas tot la stadiul acela în care alții să vă învețe pe voi. De ce? Ce i determinat să se mulțumească și să vină și să accepte, să primească și să plece și iară să vină și niciodată să n-ajungă să fie folosiți de Dumnezeu pentru ca ei să dea? Lipsa credinței. Sau în dreptul la credința. Evrei, capitolul 11, vorbește acolo și aduce niște eroi deosebiți. Ne plac să-i citim din Scriptură, de un Sanson, de un Iefta, spune Scriptura, și el intră acolo. De un Avram, și așa mai departe. Credeți că aceia n-au fost oameni? Cum și-au cultivat ei credința? Cum s-au asigurat că în tot ceea ce au astăzi, va fi mai puțin decât ceea ce vor avea mâine. Tot ceea ce au astăzi este mai mult decât ceea ce au avut ieri. Știți cum, frații mei, credința noastră se naște și se bazează pe cunoaștere. Credința noastră nu înseamnă uh, superstiție. Credința noastră nu înseamnă niște convingeri pe care eu mi le-am pus și le-am în mintea mea pentru că așa cred eu. Credința noastră este bazată pe o cunoaștere reală. Nu ne dă detalii, de exemplu, Scriptura despre Avram și relația pe care el a avut-o cu Dumnezeu. Nu ne spune Dumnezeu cât de mult, de câte ori o fi stat de vorbă, cum l-o fi atins pe Avram. Dar ascultați-mă, întrebarea care mi-am pus-o este aceasta. Cum l a fi afectat Dumnezeu pe Avram în discuția pe care au avut-o și în chemarea pe care i-a făcut, făcut-o, că omul ăsta a fost gata să lase tot și să plece. A fost ceva mai mult sau doar acele cuvinte care le găsim în Scriptură? Dacă ai auzit o voce astăzi, vinde tot ce ai. ia o formă de bani, pentru că e mai ușor de transportat, și du-te și te mută în sudul Africii. Atât, nimic altceva. Ai face? Aș face? Dacă te duce și îi spune la părinți, și mamă, tată, hai să spun ceva, știi, casa aceea care am făcut-o cu greu și voi m-ați ajutat și mi-ați dat și bani și ați venit și ați muncit, o să o vând și mă duc în sud Africii. De ce? Mă auzit o voce. Și? Aia trebuie să o analizez, trebuie să o judeci, trebuie să se vadă niște lucruri. Nu-i suficient, mai, ceva mai mult. Ce-a fost în dreptul lui Avram? Cum i s-o fi prezentat Dumnezeu și cum l-o fi perceput el? Nu ne dă detalii Scriptura acolo. Ne spune că i-a spus, Avram o luat, o ascultat și spune ascultarea aceasta. I-a fost ocotită credință. Credința are la bază cunoaștere. Credința, mai mult decât cunoaștere, trebuie să aibă partea asta de neprihănire. Neprihănire. Vă dau o imagine ca să mă înțelegeți mai bine. Câteodată, chiar dacă noi ne căutăm să ne, nu știu, încurajăm unii pe alții, să ne îndemnăm, auzi, du-te la Domnul, că Domnul vrea, Domnul poate, du-te la Domnul și spune-i. Vezi că există o reținere, vezi că există, o piedică în viața lui. Și uneori sunt doar anumite gânduri, alteori pot să fie păcate care, de exemplu, le-ai făcut, Dumnezeu te-a iertat, dar tu ai rămas acolo pentru că nu um, ai înaintat prin credință în nebrihănire. Și m-am întrebat, domnule, dar de ce, cum se întâmplă toate aceste lucruri? Dacă eu aș vorbi, nu știu, pe oricare dintre dumneavoastră, de rău. Și m-aș duce să aș vorbi pe la mai multe persoane. Și într-o zi, toate acele persoane la care am mers și am discutat, s-ar duce la persoana aceasta pe care am vorbit -o de rău și ar spune tot ceea ce am vorbit despre ea. Tot. Dar nu numai asta. Mi-ar aduce și mie la cunoștință. Vezi că tot ce ai vorbit despre cutare, tot s-au dus și au povestit lui tot, 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 ce știi tu. Ce spuneți? mâine aș avea curaj să mă duc la persoana aceasta și spun, și nu vii să mă ajuți. Am de rezolvat ceva. Persoana aceasta să poată, persoana aceasta să aibă tot ce aș avea nevoie să fiu ajutat, persoana aceasta să știu că și vrea, că eu e persoană frumoasă, e cu inimă deschisă, asta nu ar lucra altfel. Ce spuneți, aș mai avea credința aceasta, că Credeți că între noi și Dumnezeu gândurile noastre nu se interpun? Domnul știe cu ce gând ai cerut? Iacov așa de frumos vorbea și spune Voi aveți ce gânduri să prăpădiți, să împrăștiați ceea ce primiți de la Domnul. De aceea nu primiți, că aveți gând rău, ce aveți cu gând rău pentru folosul voastre. Să împrăștiați, să cheltuiți, să risipiți. Dragul meu, aș vrea în dimineața aceasta să spun întrebarea aceasta. Cum este credința mea față de ieri? Față de perioada aceea în care eu am început cu Domnul? Mai am aceeași îndrăzneală să mă duc la Domnul sau nu? Dacă nu am, de ce nu am? Nu-L cunosc, nu știu ce spune Scriptura, nu știu toate lucrurile ce le-a pus Dumnezeu și le-a așternut înaintea mea ca pilde, ca modele? Sau este ceva mai mult? Da, Dumnezeu mi aude, de aceea v-am dat exemplu acesta, că Dumnezeu mi aude gândurile. Dumnezeu îmi cunoaște toate lucrurile și conștiința mea îmi stă împotrivă când să mă duc înaintea Lui. Dar credința noastră Înaintea lui Dumnezeu, ascultați-mă. Ea se cultivă. Doamne, vreau un nou început, poate gândurile mele de astăzi înainte. Vreau, Doamne, să le fac roame ascultării de Tine. Pentru că vreau să am și eu această îmbrăzneală, acest curaj înaintea Ta. Doamne, vino, Doamne, întinde mâna. Mi-a plăcut așa de mult identitatea aceasta pe care Hristos o avea și pe care o știa m-a manifestat. Știți că atitudinea noastră față de probleme dezvăluie adevărata identitate? V-am spus și am citit acel pasaj deosebit în care Domnul Iisus Hristos ca și când ar fi rezolvat un lucru minor, extraordinar de mic, nici măcar nu trebuia băgat în seamă. Se ridică, ceartă și lucrurile se rezolvă. De unde a avut această atitudine în care nu Așa, cu emoții, oare o să tacă, nu o să tacă, mă fac de rușine în față la ucenici. Nu, știa că toate sunt sub control. De unde e atitudinea aceasta? De unde e autoritatea aceasta? Și de unde? Din identitatea lui. El știa cine este. El știa cine este. De ce adesea lucruri mici mici. Ai văzut cum s-a uitat fratele la mine? S-a dus toată bucuria. Nici nu mă mai pot închira. O parca, zice, și o, o călca pe linie, zice. Ai, și... ce greu a stat în biserică. Numai eu știu ce greu mi-a fost. Dar de ce? S-a pus pe locul meu, zice. Stătea pe locul meu, frate, zice. Și, și nu mai fost ar la biserică. De ce? Harul curge numai acolo pe locul tău? Ce identitate are un astfel de om când vine la închinare? Certuri în familie. Cuvinte aruncate fără să fie gândite. Cum ar trebui să ne raportăm noi în fața problemelor, știind că suntem Copiii lui Dumnezeu? Credința noastră, prin ce se vede? Să ne spunem unul altuia în fiecare zi, măi, pocăitule, tu pocăită, ce mai faci, sunt foarte bine și tu ești bine și asta e tot. Fiecare Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre noi. Nu știu unde te vezi și cum te vezi. Nu știu dacă trăiești după cum te numești, dar Domnul știe. Ascultă-mă, mai devreme sau mai târziu, garantat, vor fi situații de criză în viața ta, la care nici măcar nu te gândești acum și nu stă pe minte. Și atunci nu te va mai ajuta poate nici mama, nici tata, chiar dacă ar face orice pentru tine. Nu te mai poate ajuta nici pastorul, nu te mai poate ajuta nici biserica, chiar dacă ei vor continua să înalțe rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, dar nu vor fi acolo fizic lângă tine. Dar în schimb, Rămâne în picioare dincolo de identitate, încrederea neclintită în lucrurile care nu se văd. Așa cum spune autorul epistolei către evrei. Fie ca Dumnezeu să ne dea puterea și înțelepciunea aceasta să știm să cultivăm, să creștem credința noastră. Doamne, ieri ai fost un Dumnezeu care m a vindecat. Astăzi am credință că Tu poți să faci mai mult. Doamne, ieri ai fost cu mine când am vorbit și am spus colegului de serviciu, și ceva, astăzi cred că tu o să faci mai mult de atâta. Doamne, o să pot să spun la mai mulți, Doamne, o să pot să mă port. Doamne, știi, ieri mi a dat putere și am răbdat. Și știu că tu mai întâlnit, că eu nu... De era după mine, așa îmi în drumul la gură, Doamne, după aia, chiar dacă îmi părea rău. Astăzi, Doamne, vreau să fiu mai răbdător. Mai mult! Prin credință, fații mei, prin credință. Prin credință intrăm în stare de neprihănire, prin credință trăim în promisiunile și în cuvântul lui Dumnezeu și ascultați-mă, prin credință ne sfârșim alergarea. Și fie ca Domnul să ne întărească și să crească această viața noastră. Amin. Haideți să ne ridicăm.